Turnul competițional 2011 debutează pentru arcașii sucevenii luni cu ocazia primei etape a campionatului național indoor. Obiectivul principal îl reprezintă calificarea la finala campionatului mondial din luna iulie. Marile speranțe ale antrenoarei Roza Deneș se pun în Alexandru Bodnar, Alexandru Popescu, Oana Trufin, Elena Gheorghiță și Oana Cazacu. Următoarea etapă a campionatului național va avea loc la începutul lunii februarie la Rădăuți, urmând ca la București să se dispute finala pentru seniori și juniori. Pe lângă turneul final din Croația și Turcia, în 2011 va avea loc și campionatul european indoor, competiție găzduită de Spania. Tirul cu arcul este una dintre ramurile sportive de tradiție în județul Suceava. Pe lângă medaliile obținute pe plan național, secția de tir cu arcul a fost reprezentată și la Olimpiada de la Beijing din 2008 de către Alexandru Bodnar.